Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Arena Politică. Suntem în direct, suntem alături de doamna Ioana Pârvu, președinte pe USL Pitești, pe care o să o salut chiar acum. Bună seara, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru disponibilitate, mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi și telespectatorii noștri. Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur să fim din nou alături și mă bucur că putem fi de folos tuturor celor care ne privesc la această oră. Așa este, doamna Pârvu, s-a încheiat o campanie, suntem în pragul alteia, iar activitatea Partidului Umanist Social Liberal este în parametrii obișnuiți, se desfășoară sub principiile umaniste și în acest context vreți să fiți în continuare, așa cum este implicată în viața societății. Așa este, alături de oameni, aproape de oameni, cu sfaturi utile. Ei bine, în acest context, veți începe un ciclu de emisiuni la Antena 3 Pitești, tocmai pentru a veni în sprijinul oamenilor. Haideți să ne spuneți exact despre ce este vorba. Înțeleg că este o emisiune cu caracter permanent, care va avea loc săptămânal și care vizează, în primul rând, aspectele de ordin juridic, da? Cu impact în societate. Cu impact în societate, da. Este o premieră pentru mine, în sensul că din colega dumneavoastră de platou voi deveni chiar un prezentator de emisiuni cu caracter preponderent juridic și cu implicațiile evidente care se regăsesc în tot spațiul societății. Noi, când ne-am dat seama că putem dezvolta acest gen de activitate, care nu este nou în cadrul partidului, în sensul că, așa cum am precizat de mai multe ori, noi aveam în fiecare săptămână, în ziua de miercuri, întâlnire cu membrii de partid și nu numai, și cu toate persoanele care ne solicitau sprijinul pentru a găsi diverse îndrumări la problemele cu care se confruntau. Această idee deci ne-a venit pornind de la faptul că umanismul reprezintă una dintre valorile partidului și pentru faptul că umanismul, așa cum am arătat în repetate rânduri, este unul din principiile de bază ale dreptului. În acest sens, ne-am gândit să dezvoltăm o serie de emisiuni cu caracter juridic și să avem invitați persoane din tot ceea ce înseamnă spectrul juridic, respectiv notariat, executori, pensionari și din acest punct de vedere aș vrea să invit o colegă de-a noastră care a lucrat în domeniul asistenței sociale și evident nu se vorbească despre pensiile noastre, ci despre pensii în general și de problemele pensionarilor, procurorii, un magistrat, evident cel care răspunde de relația cu publicul, adică mi-aș dori să acopăr o gamă variată din spectrul juridic și nu numai am spus, în sensul că aș vrea să invit și medici, și profesori, și educatori și evident și vom avea și multe surprize pentru că în cadrul acestei emisiuni nu ne propunem să dăm sfaturi juridice. Ar fi exclus și ar încălca deontologia calității mele de magistrat în prezent pensionar. De asemenea, nu voi și nu vom avea posibilitatea să accesăm în direct telefoane pentru că ar trebui să dăm sfaturi juridice în direct și acest lucru de asemenea nu ne este permis. În cadrul acestor emisiuni și cu invitații pe care îi voi avea, voi încerca să aduc în discuție problemele de ordin general, problemele cu caracter general, astfel încât oamenii să înțeleagă mai bine termenii de ordin juridic ca să fie mai orientați în problemele pe care își doresc să le rezolve. Vă dau un exemplu. Mergem toți cu sau toată
marea majoritate a oamenilor au diferite probleme. Să spunem că primim o citație și trebuie să ajungem la una din aceste instituții, judecătorie, tribunal sau curte de apel, sau parchetul de pe lângă judecătorie, parchetul de pe lângă tribunal sau parchetul de pe lângă curtea de apel. Și vii dintr-o altă localitate și tu îi spui taximetristului: vreau să ajung la instituția cutare, să zicem la judecătorie. Și taximetristul spune acest lucru din proprie experiență, chiar și când eram în activitate, taximetristul te întreabă: unde este judecătoria? În deal, la mijlocul orașului sau în vale? Adică lucrurile acestea de ordin practic, să știm judecătoria ce înseamnă, tribunalul ce înseamnă, curtea de apel ce înseamnă, care este diferența, pentru că încă se regăsește în societate această denumire generică de tribunal, fie că ne ducem la judecătorie sau fie că ne ducem la curtea de apel. Să zicem că la curtea de apel s-a mai familiarizat populația cu această denumire, că deja înseamnă mai mult decât tribunal sau judecătorie. Dar când spui judecătorie și tribunal, foarte multă lume nu știe să facă distinție. Ce înseamnă judecătorie și ce înseamnă tribunal? Sunt instanțe total diferite și noi acest lucru urmărim să explicăm, nu la nivelul unei discuții de seminar, pentru că este exclus acest lucru, nu și are rostul într-o emisiune cu caracter educativ în principal, dar lucrurile esențiale trebuie să le știm. Sau la notariat, cu ce probleme trebuie să ajungem la notariat? Să vorbim punctual. Deci ce trebuie să înțeleagă telespectatorii astfel încât această emisiune să le suscite interesul, da? De ce ar trebui telespectatorii să se uite la această emisiune? Ați explicat acum că nu se face această distinție între judecătorie și tribunal. Da. Ceea ce cred că este normal să știe fiecare persoană. Da, corect. O altă distinție ar trebui să o voi pune în discuție cu ceea ce privește instituția notarului. De ce ne ducem la notar? Care sunt obligațiile esențiale ale notarului? Pentru că toată lumea se duce la notar și semnează foarte multe documente și fiecare din acest document are un impact asupra vieții lui sociale. Sau, de foarte multe ori, am fost întrebată care e diferența între avocat și procuror. Exact. Adică ce înseamnă să fii avocat și care este, doamna, și care este diferența să fii procuror. Da. Oricum, ca un pas înainte, așa, trebuie să știm că avocatul întotdeauna este o persoană pregătită și trebuie să fie absolvent de facultate de drept și ulterior trebuie să dea un examen pentru a ajunge la barou și pe urmă trebuie să-și facă obligatoriu stagiatura pe lângă un maestru. Pe când procurorul este un reprezentant al statului, până la intrarea noastră în Uniunea Europeană au fost foarte mari discuții în sensul că procurorul avea amplasat locul lui foarte aproape de judecător și avocatul stătea lângă persoana care o reprezintă. Toate aceste aspecte au suscitat foarte multe discuții de ordin procedural și s-a ajuns la concluzia că și locul procurorului trebuie să fie mai aproape în sală și s-a luat chiar această măsură ca biroul în sala de judecată să nu mai fie atât de aproape de judecător. Acest lucru s-a întâmplat mai ales, v-am spus, până la intrarea noastră în Uniunea Europeană și se credea și totdeauna s-a crezut că în procesele penale cu preponderență unde prezența procurorului este absolut obligatorie, procurorul ar fi cel care ar da soluția, practic l-ar influența pe judecător. Acest lucru nu era posibil și nu era posibil nici atunci și nu este posibil nici acum, pentru că procurorul este un reprezentant al statului. El
participă nu numai în procesele penale, unde este obligatoriu, dar sunt și procese civile, unde prezența lui este obligatorie. Și acest lucru îl vom detalia puțin mai mult atunci când voi avea posibilitatea să am și un reprezentant al parchetului în cadrul emisiunii noastre. Nu vom merge, v-am spus, pe chestiuni tehnice, pentru că acestea sunt chestiuni de seminar, dar sunt... V-am dat un exemplu. Sau vom aborda o altă chestiune, să spunem care este diferența între contravenție și infracțiune. Pentru că sunt situații când vine lumea și te întreabă, n-am omorât pe nimeni și totuși am primit o sancțiune. Nu putem să mergem numai pe aceste chestiuni grave, că n-am omorât pe nimeni sau n-am dat în cap la nimeni sau nu știu. Toată lumea are repere acestea, are repere exagerate, in extremis. Și atunci trebuie să știm că o sancțiune contravențională are o anumită gravitate și se sancționează într-un anumit fel, are anumite consecințe juridice și infracțiunea la rândul ei are de asemenea alte și alte consecințe. Dar v-am dat doar un exemplu, da? Sau vom merge cu reprezentanții din școli ca să vedem și să ne dăm seama de problemele care se pun sub aspectul răspunderii cadrelor didactice în ceea ce privește spațiul în care își desfășoară activitatea elevii. Și așa mai departe, la dentist, la sunt foarte multe domenii la școală, da, de activitate, da, sigur. Și deci da, sigur că da, în general, adică și voi pune foarte mult aspectul pe activitatea de prevenție, pe activitatea de educație. Știu de asemenea că la nivelul județului Argeș și nu numai în țară în general sunt mai multe programe pentru a ajunge oameni de specialitate în școli. Se face educație juridică. Știu că ați avut dumneavoastră aici în platou, nu știu, nu cred că dumneavoastră sau celălalt reporter, pe doamna decan în studio și a spus că într-adevăr se desfășoară la nivel județului Argeș cu participarea baroului de avocați un proiect în care se merge în școli, în licee, în diferite unități școlare ca să putem să răspundem și să venim în întâmpinarea problemelor acestora de ordin juridic. Pentru că multe, foarte multe greșeli se fac și pentru că nu se cunosc anumite situații. O altă chestiune, de exemplu, și pentru că suntem în pragul acestei campanii, noi trebuie să știm, de fapt, și știu că sunt foarte multe întrebări și știu că am fost întrebată și pentru că și eu am avut ore în cadrul unităților școlare, ce înseamnă ministru, ce înseamnă parlamentar, ce înseamnă președinte, adică sunt aceste noțiuni. Bine, nu mai spun ce înseamnă judecător, pentru că eu personal am participat la diferite seminarii și toată lumea se plângea, să spunem, de anumite legi că nu sunt bune, spuneau ei, dar la masa aceea de discuție se aflau și parlamentari și nimeni nu se uita spre un parlamentar, toată lumea se uita spre mine ca și judecător, ca și magistrat. Și atunci am spus, judecătorul aplică legea pe care o fac parlamentarii. Deci omul trebuie să știe că atunci când vorbim de parlamentari și atunci cred că și îmi doresc ca aceste emisiuni să crească gradul de conștientizare al oamenilor în ceea ce privește participarea la viața societății. Pentru că foarte multe lucruri trebuie prevenite atunci când știm despre situații, știm despre ce este vorba, le conștientizăm și le spunem. Adică le scoatem la suprafață. Nu trebuie să ne fie rușine să ne spunem că avem probleme. Și vă întrebam eu la început, de ce ar trebui să urmărească piteștenii, argeșenii această emisiune? Iată, vorbeați cumva de acțiuni de prevenție. Considerați că sunt foarte importante? Absolut. Activitatea de prevenție este una din... tot ceea ce se întreprinde la nivelul societății prin toată această activitate didactică, în sensul că este mai ușor să previi decât să dai în carne vie, da? Decât să pedepsești. Noi știm că pedeapsa este ultima
la care trebuie să apelăm atunci când se întâmplă o încălcare a normelor? Există și sancțiuni civile, deci noi când spunem o încălcare a normelor sociale, ne referim nu numai la activitatea aceasta penală pe care, mă rog, toată lumea este mai vizibilă, să spunem, în spațiul public, dar sunt norme de drept civil, care la rândul lor se împart în mai multe categorii, de norme de drept constituțional, norme de drept de contencios administrativ, adică și foarte, foarte multe norme pe care evident nu le știm. Nu trebuie să spunem acum că noi ne ducem să prelucrăm codul civil sau codul penal sau codul fiscal la nivelul societății. Nu! Dar sunt, pentru că noi ne-am dat seama din activitatea pe care am desfășurat-o atât în această campanie pe care am încheiat-o, cât și în activitatea zilnică a partidului, ne-am dat seama că sunt extrem de multe lucruri pe care oamenii nu le înțeleg. Și este și de înțeles, și am mai explicat într-o altă emisiune, legea în sine este la un moment dat uneori foarte greu de înțeles și pentru specialiști. Este foarte stufoasă și am explicat că politicienii din dorința de a se evidenția mai aduc un articol, mai fac un amendament și încă nu s-a ajuns la nivelul la care legea să aibă o coerență de la cap la coadă. Și atunci agenții economici, persoanele fizice sunt bulversate și foarte mulți oameni spun eu știu legea pentru că am citit-o. Dacă ar fi atât de simplu să înțelegem o lege printr-o simplă lectură, nu ar mai exista avocați, nu ar mai exista procurori, nu ar mai exista judecători, nu ar mai exista juriști în cadrul persoanelor juridice, nu s-ar mai face facultatea de drept, care este facultatea de drept nu este necesară, dar nu suficientă pentru a avea, pentru a ajunge să profeseze aceste activități pe care le-am enumerat mai sus. Ulterior, trebuie să-ți completezi studiile. De exemplu, pentru magistratură este un examen extrem de dificil pentru a ajunge să pătrunzi la institut, unde ai această posibilitate fie pentru să optezi, fie pentru procuror, fie pentru judecător. Apoi, pentru avocat, v-am spus, trebuie să dai examen pentru a intra în cadrul barourilor și pe urmă pentru a găsi, a avea posibilitatea să-ți efectuezi stagiul în această activitate juridică în cadrul unităților economice. Evident, trebuie și se constată că acolo ți se solicită ani de experiență, pentru că, evident, sau companiile mai mari au posibilitatea să își diversifice activitatea aceasta sau să își externalizeze această activitate juridică, în sensul că au avocați specializați pe comercial, pe fiscal, pentru că, așa cum am spus, activitatea juridică este foarte, foarte diversificată și nu putem să le știm noi pe toate. Un singur om nu le poate ști pe toate și mai ales că că în societate se întâlnesc situații pe care noi trebuie să știm să le încadrăm în lege. Legea stabilește un cadru general și noi trebuie să știm să avem abilitatea și pregătirea necesară ca atunci când întâlnim o situație unde trebuie să ne ducem și câte articole trebuie să corelăm pentru a găsi o soluție la acea situație concretă. Și spuneam că aproape de oameni cu sfaturi utile, așa cum este și titlul acestei emisiuni, vă adresați unui public larg. Absolut. Tocmai am spus că nu este o emisiune seminar, nici nu ar fi corect atâta timp cât ești într-un studio de televiziune și te adresezi oamenilor și oamenii se uită la tine și
Studioul dumneavoastră este foarte popular și din ce în ce mai multe persoane se uită cu foarte mult interes la emisiunile pe care le desfășurați dumneavoastră, pentru că știu că în platoul dumneavoastră vin oameni de diverse profesii, nu numai persoane din administrație care să-și prezinte, mă rog, realizările sau nerealizările, să spunem, sau ceea ce își propun să... Avem invitați din toate domeniile de activitate. Asta este interesul. Absolut. Persoane care pot aduce informații. Corect. Și noi ne-am propus să luăm pe părticele, să luăm pe bucățele, să dezvoltăm față de oameni termenii aceștia elementari. De exemplu, și vă mai dau un singur exemplu ca să nu monopoliza. Da. De exemplu, în campanie, un candidat a spus la un moment dat că referitor la pădurea Trivale, că s-a format o cerere în instanță. Trebuie să avem în vedere că atunci când ne adresăm într-o emisiune sau într-un spațiu public, trebuie să fim foarte atenți cu, indiferent cine, ce funcție avem noi, mai ales că ești o persoană publică, nu poți să arunci în spațiu public aceste cuvinte care au conotații de specialitate. Dacă nu-l folosești, dacă nu-l cunoști, nu-l folosești. Atunci găsești o modalitate în care să te exprimi. De exemplu, această, când te adresezi în unei instanțe, nu folosești cuvântul cerere, pentru că nu se confundă o cerere pe care o facem să obținem o copie Xerox sau o cerere pe care o facem să solicităm o angajare la o instituție. La instanță, întotdeauna ne adresăm cu acest cuvânt care se numește acțiune. Deci, când spunem că ne adresăm unei instanțe de judecată, ne folosim acest cuvânt acțiune și el, bineînțeles, trebuie să îndeplinească anumite formalități cerute de textul legal. Deci, noi ne propunem ca să arătăm oamenilor că trebuie să fim puțin mai riguroși. Poate o să am posibilitatea să invit și din domeniul administrației publice, o să fie o dezbatere. Mă rog, aceste lucruri le vom desfășura pe parcurs, pentru că este o noutate și pentru mine această activitate și pe de o parte este o curiozitate pentru mine. Cred că va fi o curiozitate și din partea invitaților, pentru că nu m-au mai cunoscut în această postură. Și știți, din această curiozitate se naște o posibilitate inedită de a ne adresa oamenilor și poate este un început și pentru alții de a ne lua un exemplu. Și dacă tot vorbiți de un început, aș vrea să vă întreb dacă ați hotărât cum va fi emisiunea de debut? V-ați gândit? Pe cine invitați? Pe cine aduceți în fața telespectatorilor? Știți, orice emisiune de debut trebuie să creeze puțin suspans. Din această pleiadă de activități va trebui să îmi aleg un portofoliu de persoane și v-am spus că vor fi și surprize și va fi o surpriză începutul de emisiune. Dacă vorbim de un target... Da, targetul în ceea ce privește telespectatorii, evident că încercăm să ne adresăm cât ori mai multor persoane, iar din punct de vedere al persoanelor invitate, targetul în ceea ce privește invitații pe care îi voi avea în studio, v-am spus că încerc să acopăr o gamă foarte, foarte diversificată. Fie profesori, fie medici, fie educatorii,
administrația locală, da, pentru că și dânsii vor avea posibilitatea să și încerc să purtăm un dialog eventual cu juriștii din administrație pentru ca să crească gradul de de vizibilitate al actului administrativ față de cetățean. Știți, câteodată noi spunem că facem fapte bune, dar se mai întoarce această faptă bună, se mai întoarce puțin și negativ, da, pentru noi. Ei, încercăm să ne dăm seama și de impactul pe care îl are această emisiune în rândul populației, care cred că va fi din ce în ce mai numeroasă. În ceea ce privește domeniul medical, pentru că ați adus în discuție că vreau să aduceți invitați. V-am dat exemplul că m-am gândit și la aspectul medical, pentru că noi am avut o cazuistică diversă în instanță. De exemplu, te duci la medic, te duci cu un copil și copilul nu totdeauna are răbdarea necesară, da, ca să stă acolo nemișcat pe scaun la medic. Și în ceea ce privește serviciile medicale, s-au diversificat în sensul că au apărut specialități și pentru copii, și pentru adulți, sau și pentru diverse operațiuni medicale care sunt cu specific pentru copii, însă tocmai de asta răspunderea pentru ceea ce se întâmplă în raporturile acestea cu copii trebuie să fie mai sporită și sunt răspunderi specifice, indiferent că ne adresăm unui medic, că ne adresăm unui educator, că ne adresăm unui profesor. Este o legislație specifică, o legislație generală și o legislație specifică pentru acest domeniu de activitate. Ușor, ușor ne apropiem de finalul emisiunii, îmi spun colegii din regie și aș vrea să vă întreb și în perspectiva alegerilor care urmează, pentru că ați fost candidată al PUSL la primăria Pitești. Cum credeți că vor fi aceste alegeri? Veți discuta și despre aceste lucruri în emisiunea pe care o veți începe, cel mai probabil lunea de la ora 18, de la 18 la 18:40. Vom vedea când va fi startul emisiunii. Da, vom avea emoții. Inevitabile. În ceea ce privește viitoarea campanie, evident, am învățat foarte mult din campania pe care am desfășurat-o și sub acest aspect, într-adevăr, a fost o activitate din nou inedită pe care am desfășurat-o și a fost cu succes, atât cât a fost un succes previzibil, normal, nu puteam să facem noi minuni mai mult decât forțele noastre de care dispuneam. Am fost printre oameni și acest lucru a fost minunat. Această campanie ne-a dat această idee de a fi mereu printre oameni și de a veni în sprijinul oamenilor. Evident, așa cum constatați și dumneavoastră, această campanie însă se desfășoară la nivel național. În momentul acesta, după cum ați putut constata toată lumea din emisiunile din podcasturi, din televiziunile online care se desfășoară, toată lumea este în tatonări, fiecare vrea să se poziționeze cât mai bine pe șicherul politic și să obțină scoruri favorabile sau foarte, foarte avantajoase. Noi încă suntem la momentul în care tatonăm această posibilitate de a ne alia cu forțe, să spunem, care dispun de mecanisme lărgite la nivel național. Vom vedea ce se va întâmpla. Mai este puțin până când se va declanșa startul campaniei. Dacă aveți un scurt mesaj pe final de emisiune pentru telespectatorii noștri. Așteptăm să se uite număr cât mai mare la noi, pentru că încercăm să dezbatem subiecte extrem de interesante și utile pentru oameni. Mulțumesc pentru prezența în emisiune, să aveți succes, doamna Popu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și telespectatorilor, rămâneți în continuare cu programele Antena 3 Pitești. La revedere!